Acum poți comanda stickere mai ușor pe noul site stickered.com, unde poți alege din modele existente, încărca imagini ce vor fi transformate în stickere sau folosi chatul live pentru a configura împreună modelul dorit. Fiecare sticker costă 2 lei, este rezistent la apă și poate fi lipit pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Dacă ai sub 15 ani, acest video nu e pentru tine, pentru că la vârste așa fragede, majoritatea băieților nu au iubită sau nu au avut-o nici pe prima. Dacă ai sub 15 ani, nu dispera, ai timp. Acest video este dedicat celor de peste 15 ani care nu au avut niciodată o iubită sau au avut în trecut de mult, iar acum se simt singuri și fără speranță. Poate că toți prietenii tăi au avut măcar o iubită sau au sărutat măcar o dată o fată, dar tu nu. Și poate ești convins că nicio fată în toate mințile nu s-ar uita vreodată la tine și că vei rămâne singur toată viața. De asta ai renunțat complet să mai cauți. Și dacă se întâmplă ca o fată să-ți dea atenție sau să-și dorească să te cunoască mai bine, ți se pare o imposibilitate atât de mare să fie în ceva între voi, încât nici măcar nu-i răspunzi la avansuri. Sau poate nu ai renunțat la căutare, doar că te-au refuzat toate cu care ai încercat. Dacă te regăsești într-una dintre situațiile astea, acest video este pentru tine. Înainte să îți spun ce ai putea face ca să îmbunătățești situația și să-ți faci eventual o iubită, vreau să-ți aduc la cunoștință partea mai puțin plăcută despre relații. Atunci când vei avea relație, să nu crezi că viața ta va fi mai ușoară. Pentru că în momentul în care ești singur, îți e frică că vei rămâne singur toată viața și când ești cu cineva, îți e frică că o să-l pierzi. O relație vine cu responsabilități, sacrificii, neînțelegeri și certuri. Nu sunt doar momente romantice și ieșiri la film. Și aceste responsabilități înseamnă sacrificii. Îți sacrifici timpul, efortul și atenția pe care le puteai oferi altor scopuri. De aceea, o relație serioasă la momentul ăsta poate că nu e potrivită pentru tine dacă nu ești gata să faci sacrificii. Bun, acum că am stabilit că o relație nu e floare la ureche, trebuie să știi aceste trei lucruri pentru a-ți da seama de ce nu ai iubită și cum poți să-ți faci una. Primul lucru pe care trebuie să-l știi este că dacă nu ai avut niciodată o iubită sau te refuză toate, problema nu este la toate fetele, problema e la tine. E ceva greșit cu tine, nu cu toate fetele și lucrul ăsta e destul de greu de acceptat, dar e adevărat. Poate că nu ai grijă de tine, nu ai un corp plăcut ochiului, ești supraponderal, freza ta e nașpa, poate că nu ești suficient de matur în purtare sau vorbire. Ești plictisitor, nu ești amuzant, poate că nu faci lucruri interesante care să stârnească interesul fetelor. Sunt tot felul de lucruri care nu sunt suficient de bune la tine încât să atragi atenția cuiva. Bun! Motivul pentru care nicio fată nu te place sunt aceste carențe. Ce e de făcut? Ei bine, aici trebuie să știi al doilea lucru și anume că deși nu e suficient de bun în prezent, te poți îmbunătăți. Poți întoarce roata în favoarea ta. Acceptă ce nu poți schimba și îmbunătățește ce poți schimba. Poate că Dumnezeu te-a pribegit cu un nas cât casa. Ce o să faci? O să te superi pe Dumnezeu și pe soartă? Nu, nu te ajută cu nimic dacă faci asta. Ba chiar mai rău, o să faci situația și mai nasoală. Trebuie să-ți accepti nasul dacă nu ai 10.000 de euro ca să-l schimbi. Și poți să cauți să îmbunătățești cumva situația. De exemplu, dacă ai o barbă mișto și deasă, poți să o lasă să crească ca să atragă atenția oamenilor de la nas la barbă. Sau dacă nu ai nici barbă, poți să-ți faci o super freză sau să ai grijă de tenul tău ca să nu ai coșuri sau puncte negre, ceva care să facă situația mai bună decât este. Sau poate că defectul tău major nu este ceva fizic, este legat de personalitate, poate că nu ești destul de carismatic, de amuzant. Dar asta nu înseamnă că nu poți să intri pe internet să găsești câteva glume amuzante făcute de alții care să facă fetele să râdă. Și în final, al treilea lucru pe care trebuie să știi este că refuzul este normalitatea, nu excepția. Ai idee de câte ori am fost refuzat și față în față și prin mesaje? Eu, care se presupune că ar trebui să știu cum să vorbesc cu o fată din moment ce fac aceste videoclipuri. E bine, dacă toate interacțiunile mele cu fetele ar fi fost de succes, nu aș mai fi avut acest canal, nu aș mai fi postat nici măcar un video, pentru că nu înveți din reușite, înveți din rateuri. Pentru un tip obișnuit, în special dacă faci avansul unei fete frumoase care deja e abordată zilnic de alți băieți, răspunsul standard la întrebarea "Îmi dai și mie numărul tău de telefon sau vrei să ieșim sâmbătă undeva?" este "Nu, am iubit" sau "Nu, lasă-mă în pace că am treabă". Trebuie să te refuze 10 fete ca să accepte una să-ți dea numărul sau să iasă cu tine. Acum eu sunt de părere că poți ajunge într-un punct în care să te caute fetele pe tine, nu numai tu pe ele, dar ca să ajungi în punctul ăla trebuie să fii refuzat de multe ori. Așa că acum că știi aceste trei lucruri, sper să prinzi curaj, să nu renunți la încercare și să faci tot ce stă în putință ca să ajungi să îți faci iubită, pentru că
se poate. Doamne, acesta a fost videoclipul de azi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog cum o să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, să lăsați un like și să-mi dați follow la Eddie Advice pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, iar eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dacă ai o problemă urgentă și ai nevoie de ajutor, poți apăsa pe butonul alăturete de mai jos și vei primi numărul meu de telefon, unde îmi poți trimite mesaj și îți voi răspunde în aceea zi, spre deosebire de Instagram, unde răspund cam după 2 săptămâni. Și acestea fiind spuse, eu am fost Advice sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu reușită, nu rateu. Pa, pa!